Bună ziua, dragii mei, bine v-am găsit la un nou episod din Industria Alimentară. Eu sunt domnul Virgil. De data asta am vorbit despre EMPM, prelucrarea grăsimilor. Articolul numărul 1. Transportul grăsimilor și a seului de la secțiile de prelucrare se va face cu ajutorul cărucioarelor, a benelor inene, construite din tablă zincată, galvanizată sau de aluminiu, precum și cu alte mijloace cum sunt electrocarele. Nu se admite încărcarea recipientului cu cantități de materie primă mai mari decât capacitatea acestuia. Articolul 2. Alegerea materiei prime curăț. Țirea și fasonarea se vor face pe mese de lucru prevăzut cu plăci de faianță, mozaic sau îmbrăcate cu tablă zincată, galvanizată sau inoxidabilă. Rama masei lățime de circa 30 cm va fi confecționată din scânduri de fax sau din materiale plastice ce se va menține perfectă stare de curățenie. Se interzice lăsarea cuțitului pe masa de lucru. Cuțitul va fi păstrat în teacă, raster sau sterilizator. Se interzice deplasarea de la locul de muncă cuțitul în mână. Articolul 3. Tăierea în fâșii cât și lucrarea materiei prime se vor face cu mașini destinate acestui scop, mașini de tocat sau Wolf, prevăzute la gurile de alimentare cu apărători fixe pentru împiedicarea introducerii mânii la cuțitul sau la suicul ideal. Pardosela va fi menținută în stare de curățare perfectă, iar în dreptul locului de muncă se vor prevedea grătare. Articolul 4. La topirea grăsimilor și a seului în cazane încălzite cu foc direct, folosind combustibil lichid sau gazul, se vor respecta normele privind folosirea gazelor îmbuteiate naturale, precum și a combustibilului lichid. Cazanele de topit duplex, utilizând abur, vor fi prevăzute cu aparate de măsură și control periodic, vor fi supuse controlului meteorologiei, șurubele de capacul cazanului vor fi desfăcute în cruce, niciun caz unul după altul. Deasupra cazanului de topit se vor prevedea hote sau alte instalații pentru absorbirea aburului și dezagregarea ceții. Articolul 5. Descărcarea cazanului de topit se va face prin utilizarea instalațiilor adecvate, pompe sau șlucuri de golire care să prevină opărirea muncitorilor ce execută această operație. Articolul 6. Înainte de pornirea instalației tip Laval, se vor executa următoarele operațiuni. Se gresează separatorul orizontal, se gresează dezintegratorul cu perii, se degresează pompa antispumă, se gresează mașina de tocat, se controlează nivelul uleiului, se controlează nivelul uleiului în separator vertical, se controlează nivelul uleiului în variatorul de viteză, se controlează legarea la pământ a motoarelor electrice, se verifică imposibilitatea atingerii pistolului aflat normal sub tensiune, se controlează starea manometrelor și termometrelor. Se controlează starea și modul în care sunt fixate apărătorile de protecție cu plunguri, agrenaje deschise, curele de transmisie. Orice defecțiune apărută în timpul funcționării instalației se va remedia numai după ce instalația a fost oprită și deconectată de la rețeaua electrică. La exploatarea, întreținerea și repararea utilajului este interzisă intervenția altor persoane în afara celor ce deservesc instalația și care sunt special instruite. Articolul 7. Pardosela va fi menținută în stare de perfectă de curățenie pentru a preveni accidentele prin alunecare. Scările și plafonările metalice vor fi prevăzute cu grilaj, balustradă și vor fi antiderapante. Articol 8. Și la instalația de topit continuu este interzisă să introduce mâna în gura de alimentare a mașinii de tocat. Operația de presare este sau împingerea sălăninii se va face cu ajutorul mașinilor. Ultimul articol, respectiv articolul 9. Punerea în funcțiune și oprirea instalației vor face numai de lucrătorul instruit în mod special. Intervențiile sau eventuale reparații vor face numai de mecanicul de întreținere. Bun. Dacă v-a plăcut acest videoclip și ce aveți de făcut, eu sunt domnul Virgil, vă salut, vă doresc o zi plăcută și ne vedem data viitoare la un nou videoclip.